Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat în urmă cu scurtă vreme în privința mult așteptatei decizii. Vă reamintesc, două persoane de același sex pot fi denumite soți, spune Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Cei doi, un român și un american, s-au căsătorit la Bruxelles în 2010, au cerut încă de la începutul anului 2016 să poată locui în România, însă cetățeanul american nu avea drept de ședere mai mult de 3 luni, deși era căsătorit cu un cetățean român. Curtea Constituțională a spus că va da o decizie doar după ce se va pronunța Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Și foarte pe scurt, decizia spune în felul următor: noțiunea soț, în sensul dispozițiilor dreptului Uniunii privind libertatea de ședere a cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor, cuprinde soții de același sex. Spune însă un lucru extrem de important: deși statele membre sunt libere să autorizeze căsătoria homosexuală, ele nu pot împiedica libertatea de ședere a unui cetățean al Uniunii prin refuzul de a acorda soțului său de același sex dreptul de ședere pe teritoriul țărilor. Adică Adrian și Clay au dreptul de a fi recunoscuți ca soți în România și în toate statele membre ale Uniunii Europene și de a circula, de a stabili reședința în oricare dintre aceste state membre, inclusiv în România, în calitate de soți ca membri de familie. Mai mult, Curtea, la paragraful 32 din hotărâre, a spus că statele membre au obligația, în virtutea faptului că sunt membre ale Uniunii Europene, să recunoască viața de familie și să le recunoască inclusiv lui Adrian și Clay și a tuturor cuplurilor care se află și a familiilor care se află într-o situație asemănătoare, să le recunoască dreptul de a avea o viață de familie la fel ca oricare altă familie din Uniunea Europeană și la fel ca oricare altă familie din România, și viața de familie pe care și-au stabilit-o în Belgia sau în alt stat membru să poată fi manifestată la fel și în România. Această decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene înseamnă faptul că de acum înainte Curtea Constituțională a României, care a trimis aceste întrebări la Curtea Europeană, și judecătorii români, precum și judecătorii din toate țările membre UE, vor trebui să facă aplicarea acestei definiții a noțiunii de soți, prin care se includă soții de același sex, pentru cazurile asemănătoare.